M-a oprit miliția astăzi, m-a oprit, acum când veneam la emisiune, că de-aia am întârziat pe pasă că m-a oprit miliția și foarte tari, scrufuloși la datorie, oamenii legii își făceau datoria și ne apărau de, ne apărau, nu știm exact de ce, dar clar ne apărau, de ceva ne apărau, nu știu, de COVID, de oameni beți la volan, poate că ne apărau, poate. De ceva ne apărau. Și eu nu știu cum m-a apărat pe mine de COVID, am suflat în fiolă. Deci mi-am dat masca jos, am dat ăla, am pus ăla, am luat aparatul în mână, am suflat așa, fața lui agent era aici și eu suflam dâmbojor. Ce să zic? Să zic asta cu COVID-ul, neapărat de COVID. Ok, dar foarte tare a fost, ce a fost foarte tare? În opinia mea. Deci mă oprește, normal. Actele. Da, alea, multele alea, de le dăm tu. Poc, i-am dat. S-au uitat actele beton, normal. Alea, toate, asigurare, ITP alea, normal, beton, toate. Ok, bine, păc. Le dă înapoi și mă întreabă, domnul Badea, dar așa satisfăcut de faptul că mă întreabă, adică era clar, adică, ha, fii atent aici, știi, din ton așa era. Domnul Badea, ați consumat băuturi alcoolice în ultimele 24 de ore? Eu răspund simplu, nu. Ok, acolo putea să se închidă conversația și să zică, bine atunci, multă sănătate. Nu. Și, atunci, așa a zis, că m-a întrebat, ați consumat? Nu. Atunci o să facem un test cu aparatul. Am mai pierdut timpul și m-am protejat de COVID, dusuflusând, mustuflusând, suflând. 0,0, evident că, repet, nu sunt câțu. Să umblu băut la volan.